Construcția bisericii greco-catolice cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cartierul Libertății, începută în anul 1994, se apropie de final. În această perioadă se continuă lucrările la pictura interioară realizată de artistul plastic clujean Marian Furtună. Acesta a început să picteze biserica anul trecut, atunci când a fost binecuvântată, iar preotul protopop Florin Boitoș a putut să oficieze slujbele. Stilul în care se pictează o biserică greco-catolică se aseamănă foarte mult cu cel ortodox. S-a intrat în biserică anul trecut, era terminată doar pictura din spatele altarului. Acum continuă pictura. Pictura este tipic bizantină, fiindcă biserica noastră este bizantină. Este greco-catolică de rit bizantin. Exact. Pentru că și greco-catolicii și ortodoxii au aceleași canone. Asemănările sunt că constau în faptul că se pictează în aceeași, se respectă reguli ale arhitecturii. Deci în altar se pictează în partea cea mai de sus fecioara orantă, fecioara cu pruncul, coborând în funcție de dimensiuni și posibilități se pictează liturghia îngerească. Mă rog, sunt niște canone care se respectă. Trebuie respectate atât în biserica greco-catolică cât și în cea ortodoxă. Dar pe lângă asemănări în pictură sunt și deosebiri, deoarece biserica greco-catolică este mult influențată de cultura apusiană. Dacă e să vorbim de diferențe, să zicem așa, de mică importanță, sau unii le consideră de mai mare importanță, în sensul că apar în zona chipurilor și a portretelor. În biserica greco-catolică, păstrând tradiția dinainte de 48, se merge pe niște portrete, așa zise, carnații duse mai spre realism. Și asta se explică prin influența apusului, că biserica greco-catolică fiind influențată de apus, o creat, să zicem, un stil, zic eu, stil propriu, specific, care până înainte de 48 se practica atât în icoana pe lemn, cât și în pictura murală. Potrivit preotului protopop Florin Boitoș, tot ce a reușit să realizeze până în prezent se datorează sprijinului acordat de episcopul de Oradea Virgil Bercea, originar din zona noastră. De asemenea, o contribuție importantă a avut și cardinalul Lucian Mureșan, care cinstește astfel memoria cardinalului Alexandru Todea. În orice caz, mult sigur, suntem ajutați de Preasfințitul Virgil, ca episcop la Oradea. Se trage din locurile acestea și dânsul se ocupă mai ales de partea de pictură. Pentru partea de construcție și asta am avut marele ajutor și direct al mitropolitului nostru, cardinalul Lucian Mureșan. Pe lângă pictură, care se va finaliza în aproximativ 3 luni, se lucrează și la demisolul bisericii. Aici spațiul va fi dotat cu birouri și o sală de conferințe.